Consumatorii din Republica Moldova achită cel mai mare tarif mediu ponderat pentru gazele naturale comparativ cu alte țări din estul Europei, arată datele preliminare prezentate în ultima analiză economică făcută de expertul IDIS Viitorul, Veceslav Ioniță. Acesta mai precizează că structura tarifului la gaz livrat consumatorilor din țara noastră reprezintă 40% prețul nemijlocit al gazului natural, 34% adaus Moldova Gaz, 19% adaus Energocom și 7,4% TVA. Deci Energocomul cumpără gazul cu 240 de milioane de dolari și în aceeași perioadă, din iunie până în luna februarie 2024, el ne-l vinde nou cu 365 de milioane de dolari. Foarte clar, se vede fiecare lună. Apare o diferență, nu mare, 125 de milioane de dolari sau 50% în plus. Întrebarea este, din ce cauză noi am plătit acești 125 de milioane de dolari? Eu cred că este o întrebare legitimă la care toată lumea trebuie să aibă răspunsul. Potrivit lui Ioniță, Energocom încasează de la Moldova Gaz cu 126 de milioane de dolari mai mult decât a plătit el pentru gazele naturale procurate. Mai mult, Comisia pentru Situații Excepționale ar obliga Moldova Gaz să procure gaze naturale de la Energocom. Cât am fi plătit noi în luna ianuarie pentru gaz dacă era prețul mediu european? Ați înțeles? Dacă cumpăram așa cum a cumpărat Energocom din luna iunie până în luna octombrie. Era să plătim 69 de milioane de dolari. Cât am plătit noi? 110. În luna cu 44 de milioane mai mult. În luna februarie era să plătim 56 de milioane de dolari. Cât am plătit noi? 103. Cu 47 de milioane mai mult. Și tot așa mai departe. În luna decembrie trebuia să plătim 56, noi am plătit 83. În ianuarie trebuia să plătim 52, am plătit 93. În februarie trebuia să plătim 31, am plătit 64. În total, când adunți, primesc 272 de milioane de dolari diferența. Potrivit lui Ioniță, Energocom a procurat gazele naturale cu 7 lei și 24 de bani metru cub. Apoi acesta era vândut la Moldova Gaz cu 10 lei și 62 de bani, fiind aplicat un adaus de 3 lei și 38 de bani pentru metru cub. Ulterior, Moldova Gaz pentru populație a aplicat un adaus de 6 lei și 11 bani și prețul final ajunge la 16 lei și 73 de bani pentru metru cub. Aici se mai adaugă 1 leu și 34 de bani pentru TVA, astfel prețul final devine 18 lei și 7 bani pentru metru cub sau de 2,5 ori mai mare decât consumul gazului natural.